Doi lebronași, tată și fiu, în aceeași echipă. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă pastiluță de sport. Probabil că ați văzut în aceste zile că suntem martorii unui eveniment epocal. Fără bășcălie, fără mișto, la modul cel mai sincer, chiar suntem martorii unui eveniment epocal. Pentru că în întreaga istorie de 75 de ani a NBA-ului, ok, suntem supărați că nu se mai apără, suntem supărați că se termină 118 la 114, că se sub 120 la 120, dar NBA-ul rămâne un spectacol. Și sunt câteva meciuri acolo senzaționale. Ei bine, în întreaga istorie de 75 de ani nu a existat până acum o partidă în care tată și fiu să fie coechipieri. Da? Ei bine, lucrul acesta s-a întâmplat pentru cei de la LA Lakers, la Los Angeles Lakers, cu Phoenix Suns, parcă au jucat 118 la 114, au pierdut cei de la Lakers, dar nu asta contează, ci în pretemporada, cum ar zice spaniolii, în sezonul acesta de pregătire înainte de startul NBA, lucrul acesta s-a întâmplat cu lebronașii, tăticule. Pe de o parte, LeBron James, 39 de primăveri, pe partea cealaltă, Bronny James, sau ăsta James Junior, Bronny a lui, copilașul de 20 de primăveri. Știu ce o să spuneți, știu. Păi da, mă, că dacă nu e la LeBron, am auzit multe voci, am mai citit niște lucruri, că dacă nu e la LeBron, păi ăla au ales locul 54 sau 55 din draftul al doilea, din mâna a doua, n-ajungea niciodată. Nu despre asta este vorba, ci despre ideea că LeBron, în ultima perioadă a carierei lui, a tot fost întrebat când se va retrage. Primul rând, primul miliardar de la ediția de Jocuri Olimpice. În al doilea rând a spus, visul meu este să evoluez într-o echipă, într-un meci, câteva minute, câteva secunde cu fiul meu. Ăsta micuțul a semnat pe 4 ani de zile, 3 ani cu drept de opțiune pe încă unul, dar asta contează mai puțin. Și în primul meci, lebronașul mi se pare că n-a fost, că a fost accidentat. Apoi, în al doilea, a intrat și copilul și n-a marcat. A încercat o singură dată, a tras de 3, mi se pare. Lebronaș a marcat destule puncte, lebronaș ăsta bătrânul. Dar ceea ce contează este că au evoluat împreună. În 75 de ani de istorie, cum vă spuneam și la început, acest lucru nu s-a petrecut niciodată. A părut greu de crezut acum câțiva ani, pentru că ăsta mititelul era mic, dar nu promitea, adică nu era chiar Lebron. A părut greu de crezut că vor putea evolua în aceeași echipă. Probabil sau foarte probabil că nu va juca mult în sezonul regulat, ca să zicem așa, de NBA, mai ales acum la început. Dar ceea ce contează este că LeBron s-a gândit de la 31 picuți de ani să prindă această zi în care să evolueze cu al lui Puștulică. Nu mai e Puștulică acum, cu al lui tânăr. E clar că a pus presiune pe cei de la Lakers, e clar că ei au zis, bă, e LeBron, nu avem ce face, hai să-l luăm și vedem noi unde-l punem, unde-l băgăm. Ceea ce contează însă este că s-a întâmplat acest eveniment și o chestie epocală. Bun, s-a mai întâmplat, a mai văzut Good Johnson sau cine a mai jucat împreună cu tatăl său la fotbal, probabil că sunt multe discipline, au fost pilot și copilot la sporturile cu motor. Logic că mai sunt multe discipline sportive în care tatăl și fiul au mai, dar în istoria NBA până acum nu se mai întâmplase acest lucru. E foarte probabil ca în sezonul acesta de încălzire, dinaintea startului oficial, cei doi LeBron, Nentu James și King James și Costa Micu cu Bronică, să mai evolueze și să se mai sudeze relațiile de joc. E clar, e și teamă, nu e nici LeBron, dar ceea ce contează este că în aceeași fotografie, cu aceleași maieuri ale celor de la Los Angeles Lakers, Nentu cu patru titluri în NBA, a evoluat nu împotriva, ci cu al său fiu, al lui copilaș, alături. Lebronașii chiar au scris istorie. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, toate cele bune, numai bine, la revedere!